Bine m-am găsit, dragi prieteni, această seară de manifestații peste tot în țară, sau aproape peste tot. Să vă simți unii lezați până la urmă că îi scoatem pe oameni în stradă chiar și acolo unde ei n-au ieșit. Au ieșit însă în orașele mari, aproape 50.000 în București, asta ar fi undeva în jurul a 50.000 de protestatari, se spune, 10.000 la Cluj, 8.000 la Timișoara, 5.000 la Sibiu, 2-3.000 la Iași. În total se ajunge la 100.000, spun cei care fac aceste calcule. Proteste împotriva legii grațierii și scandări evidente de data asta. Nimeni nu mai poate să spună că nu știa cui sunt adresate aceste vorbe. PSD, ciuma roșie, mandatați, reprezentați, nu să abuzați. Grup infracțional, treci la tribunal. Nu grațiere, da școli și spitale. Nu și da fiind înscrise cu majuscule. Referendum, asta era o scandare sau pur și simplu o inscripție separată. Stop corupției, vrem program de guvernare, nu penali cu suspendare. În fine, DNA să vină să vă ia, asta s-a mai strigat și cu alte ocazii. Stare de, cum să spun, de stupefacție pe undeva înspre partidul aflat la guvernare, care trimite deocamdată în tușă atunci când este întrebat exact ce vrea lumea de la el. Oamenii pe undeva nu sunt neapărat în cunoștință de cauză, nici n-ar avea cum să fie atâta timp cât s-a abuzat pe undeva de aceste noi ordonanțe, presupuse ordonanțe, că deocamdată ele nu sunt votate, nu sunt trecute prin Parlament. Nimeni nu cunoaște, ați văzut că nici Liviu Dragnea nu ne-a lămurit cu nimic, nici oamenii din jurul lui, l-am auzit astăzi pe Colin Popescu Tăriceanu, practic în aceeași situație, nici el nu își explică foarte clar, în afară de lipsa de comunicare a coaliției de guvernare, n-a reușit nici el să explice practic mai nimic. Își asumă, dar ce înseamnă să-ți asumi? Să-ți asumi înseamnă să pierzi la leafă. Să-ți asumi înseamnă să nu mai ai slujbă. Să-ți asumi înseamnă să intri la pușcărie. Nu poți să-ți asumi, dar să nu se întâmple nimic. Deci să nu ne jucăm totuși cu termenii ăștia. Nu poți să-ți asumi dacă tu rămâi exact în aceeași situație și oamenii sunt îndemnați să nu te dea afară din casă. Pe undeva. Acum, sigur că putem să comentăm și o să și facem acest lucru, dar după ce citim un pic și explicațiile primului ministru, Sorin Grindeanu, care spune așa, respect opiniile argumentate, nu-i cazul. Aici nu are nimeni opinie argumentată, nici oamenii din stradă, care nu cunosc, evident, în esență, ceea ce s-ar petrece, ei doar bănuiesc că li se coace ceva, dar n-au deocamdată niciun argument valabil în sensul ăsta. De asemenea, nici cei care au încercat să le propună aceste ordonanțe, dacă a încercat cineva. Că deocamdată nu știm care este vinovatul în această situație, să nu fi venit de undeva din cer această tentativă de ordonanță de urgență. Deci nimeni deocamdată n-a explicat foarte clar. Este un drept legal să protestezi în România, zice Grindeanu, atât timp cât o faci pașnic și nu deranjezi pe alții. E dreptul cetățenilor să facă acest lucru. Am urmărit cu atenție opiniile care au reieșit din aceste meeting-uri. Multe dintre ele le pot cataloga ca având distorsiuni. Adică este o distorsiune, pretinde domnul Grindeanu. Asta nu este un cuvânt din limba română. Vreau să explici cuvântul distorsiune în momentul ăsta, nu cred că este ok. De ce, zice el, a contat sursa sau modul în care au fost prezentate? Eu cred în libertatea de expresie, nu cred însă în jigniri. De o perioadă de timp, în România, argumentul tonalității e mai important ca argumentul în sine. Cum nu cred în agresivitatea pumnului, nu cred nici în tonalitatea argumentului. Păi înseamnă că nu vă uitați la Antena 3. Înseamnă că nu vă interesează RTV-ul. Păi în condiția asta ce faceți dumneavoastră, domnul Grindeanu? Program de guvernare, înțeleg că n-aveți. Cel puțin așa strigă strada. Nu vă uitați nici la televiziunile, da, care critică manifestațiile de stradă. Ăia sunt cu pumnul, ăia sunt cu tonalitatea. Deci nu l-am înțeles până aici. Nu mi se pare că argumentele însoțite de agresivitate verbală trebuie să primeze.
iarăși valabilă în cazul celor două televiziuni, sunt oameni veniți în piață care n-au culoare politică, însă în urmă cu 6 săptămâni am avut alegeri, a declarat el. Păi da, și dacă am avut alegeri ce? Înseamnă că cei care n-au votat nu sunt cetățenii României? Înseamnă că cei care n-au votat n-ar fi avut dreptul să iasă în stradă? Sau este totuși iritat un pic domnul Grindeanu că în stradă s-a mai și strigat? Că n-a fost chiar un marș de la de catifea de velur, așa, în care doar să se meargă în față, înainte, oamenii să fie ca vitele și nimeni să nu scoată niciun sunet. Nici asta n-ar fi fost bine, domnul Grindeanu, că atunci ați fi crezut pe oameni chiar proști grămadă. Și atunci, sigur că ei au mers, n-au spart vitrine, da, n-au omorât pe nimeni, n-au tras cu pistolul, cum s-ar fi întâmplat pe alte continente, dar totuși au mai scandat din când în când ca să înțeleagă alții ca dumneavoastră, dumneavoastră și alții ca dumneavoastră, așa, despre ce-i vorba. Pentru că nu, din ce explicați aici, dumneavoastră sunteți pe lângă subiect. Da? Deci, încă o dată, vă explic eu dacă n-ați priceput. Oamenii care n-au participat la vot sunt tot cetățeni ai României și au exact aceleași drepturi. Deci ei pot să iasă la 6 săptămâni, că văd că ați numărat, de la alegeri în stradă să vă dea jos. Au dreptul să o facă. Nu e lovitură de stat. Da? Că nu se încadrează la nimic. Lovitură de stat mai degrabă ar fi o ordonanță de urgență la codul penal. Aia poate să însemne o lovitură de stat, cel puțin așa este ea văzută din punct de vedere politic. Altfel, oamenii se plimbe pe stradă, pe frigul ăsta, ca să se mai întremeze un pic, da? Să se mai încălzească, să stea împreună, este iarăși firesc, vreți să vă explic de ce, cu puțină ironie. Păi în cluburi am înțeles că nu mai au voie. Toate cluburile care au fost puricate în aceste zile nu erau ok. N-aveau ce le trebuie pentru a funcționa. Și să mirau reporterițele și șpicărițele că totuși în aceste condiții de ce să mai duce lumea acolo? Păi atunci dacă nu se duce în cluburi, trebuie să se ducă în stradă, nu? Unde să iasă? Deci au mers pe stradă atât timp cât era curățată strada, nu? Și au manifestat în sensul ăsta. Vreți să vă mai citesc o dată ce au strigat? Împotriva celor de la guvernare. Partidul Social Democrat a câștigat 18%, reamintesc, din populația României, întreagă aici, da? 18% îi aparține PSD-ului, restul nu. 82% nu sunt ale lui. Sigur că acolo nu sunt numai oameni cu drept de vot, dar asta e România. În stradă poți să ieși și dacă n-ai drept de vot. Sau dacă, de exemplu, nu te-ai putut deplasa la vot. Și încă o dată, nu e argumentul suprem ce s-a votat. Oamenii au votat, atunci am explicat de ce nu mai revenim. E, poate că între timp, văzându-se sau simțindu-se sau amenințându-se unii pe alții, da, au simțit că vin vremuri grele, mai grele decât se așteptau și s-au sucit. Nu înseamnă că dacă te-a votat cineva, tu ai un cec în alb să-i prăpădești pe toți. Eu cred că aici, dacă stăm să analizăm, totuși suntem mai buni analiști decât Liviu Dragnea, decât Sorin Grindeanu sau decât Călin Popescu Tăricianu. Eu cred că aici s-a făcut totuși o greșeală. Deci bun, nu există spațiu de comunicare. A spus domnul Tăricianu, s-a greșit la comunicare. Ok, asta nu-i mare lucru. Doi, nu există de fapt o strategie. Și aici putem să fim de acord, într-adevăr, așa cum bănuiam din campanie, Partidul Social Democrat n-avea de fapt niciun fel de program. Ok, eu nu pe asta insist. Eu cred că s-a greșit în alt punct de vedere. PSD-ul a considerat că totuși aceste alegeri, câștigate atât de net, nu vor stârni mânia populației într-un termen atât de scurt. Și atunci n-a cântărit exact importanța acestor presupuse ordonanțe de urgență sau potențiale ordonanțe. Deci el n-a cântărit la nivelul ăsta. Nimeni acolo, dintre oamenii cu decizie, că poate amărâții au avut ideea asta, dar nu puteau să o exprime, că în PSD e dictatură. Și te dădea imediat afară, stăia și capul. N-au văzut pericolul venind de la așa ceva. Adică au considerat greșit, încă o dată, greșit, faptul că dacă alegerile au fost câștigate atât de net, își pot permite să apese un pic pe accelerație de la început. Ceea ce era fals, pentru că, să ne ierte Dumnezeu, dar am explicat lucrul ăsta. Oamenii nu din motivul ăsta, pentru că aveau încredere totală în PSD, sau că știau că vor curge numai laptele și mierea pe străzi, i-au votat așa.
Iar doi la mână, evident, cei care nu i-au votat, 40% din cei cu drept de vot care nu i-au votat, vin astăzi să se exprime. Deci astea trebuiau totuși luate în calcul. Nimeni însă, aici suntem cu toții de acord, nimeni însă n-a găsit momentul potrivit. Și ăsta este al treilea punct, chiar că nu era momentul pentru declanșarea unor asemenea ordonanțe, având în vedere că totuși se jucau cu focul, sau lor nu le-a spus nimeni, că și asta este o chestiune, că de fapt această țară nu se mai conduce nici din Teleorman și nici măcar de la Palatul Victoria, cu atât o spun din fericire. Pentru că România are niște obligații față de partenerii săi în uniunile și în alianțele pe care le-a făcut și pe care le-a semnat. Deci nu mai poate să facă de capul ei. Nici alte țări nu pot să facă de capul lor. Peste tot, imediat unde se sare calul, da, se intervine. Se intervine mediatic, se intervine administrativ, se intervine la modul de mustrare, de dojană, dar se intervine cumva. Deci nimeni nu mai este de capul lui, din fericire. Da? Sigur că domnul Dragnea nu era acolo în 2007 când România a semnat ultimele acte pentru aderarea la Uniunea Europeană. El nu era acolo, nu era treaba lui. Dar se pare că ei n-au studiat în timp care sunt obligațiile. Ei credeau că au numai drepturi. Asta am tot auzit-o. Am câștigat alegerile, e dreptul nostru. Facem ce vrem cu această țară. Deci au nesocotit până la urmă care este de fapt calibrul și calitatea acestei victorii. Nu, este o victorie modestă. Așa cum o puteam anticipa. Cei care au votat, 45% din cei care s-au prezentat la vot, 18% din populația României, nu sunt oamenii care să conteze cel mai mult. PSD-ul ar fi trebuit să știe asta și din statisticile pe care le avea la dispoziție, dar nu le-a citit cum trebuie. Le-a citit, dar nu le-a citit cum trebuie. Deci oamenii cei mai importanți nu erau cei care i-au votat. Nu sunt cei 45%, ceea ce nu cântărește atât de greu. Forța activă pentru care am militat și în campanie, dacă mai țineți minte. Da? No, eu n-am militat pentru pensionari. Eu militez pentru forța activă a României. Asta e problema. La ăștia nu se gândește nimeni. Adică la oameni ca noi. Oameni în putere, oameni care nu sunt terfeliți, care nu sunt corupți, care au capacitate, care au potențial. Și am spus-o, mi-amintesc și acum cu ce cuvinte, n-are sclipirea, n-are capacitatea PSD-ul să le vorbească acestor oameni față în față, ochi în ochi. Nu are această capacitate. Nu e o problemă. Nu trebuie să fie eroi sau niște supra-oameni. Dar ei nu se ridică la înălțimea capacităților reale ale acestui segment, care până una alta nu s-a prostituat niciodată politic, pentru că dacă facem niște calcule, și cu asta încheiem acest subiect, trecem la alte dezbateri, deci niciodată nu s-a demonstrat clar acest lucru. Sigur. Niciodată nu s-a demonstrat acest lucru, că oamenii care nu s-au dus la vot n-ar avea până la urmă discernământ sau n-ar avea valențe politice. Le au, dar le țin ascunse, poate. Da? Ca ăla care păstrează cărțile, le mai ține o tură. Dar poate că vine la un moment dat momentul în care să le arunce. Acum, sigur, oamenii nu sunt neapărat chibzuiți. Dacă stai să-i asculți pe fiecare, să le pui microfonul în față, poate și emoția, sigur, a unei discuții în direct, poate și tracul pe care l-ai când te urci pe scenă, respectiv când cobori în stradă, ei nu sunt extrem de convingători atunci când vin și spun pentru ce se află acolo. Dar încă o dată au totuși acest argument suprem, că nu le-a explicat nimeni. Ei au simțit că ceva nu funcționează și atunci sigur că s-au deplasat. Acum vroiam să revenim un pic pentru că am citit un text scris de avocatul Radu Chiriță pe blogul său interesant în acest weekend, un avocat așadar, deci un om bine plasat în mediul ăsta, care ne explică cu vorbe proaspete. Noi ne rulăm aici, ne oxidăm în fiecare zi și poate că ceea ce spunem nu mai are în asemenea impact pentru toată lumea, că e firesc să fie așa. Dar iată o voce nouă pe care noi nu o băgăm în seamă cotidian și să vedem ce spune un astfel de om. Zice, trăim o epocă ciudată. O analiză bună, foarte bună. Explozia internetului a schimbat lumea. Din punctul meu de vedere, un lucru este cert. Internetul și explozia comunicării au creat, între altele, raiul băieților care trăiesc din manipulare.
Oamenii au astăzi tendința naturală de a nu citi decât chestiile cu care sunt de acord dinainte de a le citi. Sunt absolut de acord cu asta. Nu se uită decât la cei cu care sunt din start de acord. Așa e, din păcate. Targetarea publicului țintă e atât de facilă încât manipularea s-a transformat dintr-o chestie subtilă într-una pe față. Nici măcar nu e nevoie să minți. Adevărul e atât de gri în aceste zile că e suficient să-l prezinți incomplet unor oameni care vor din start să vadă numai alb sau negru. E adevărat că nu e firesc să modifici coduri prin ordonanțe de urgență, e la fel de adevărat că nu e firesc să protestezi pentru asta numai când instituții înființate prin ordonanță de urgență cer asta. Sigur, voci autorizate, mari juriști ai acestei țări, continuă el, până să descopere că sunt doar niște jurnaliști cu ochii albaștri, susțin altceva. Că scapă Dragnea, că scapă Udrea sau alte persoane pe care nu le adoră nimeni. De data asta s-ar putea să fie adevărat, dar oricum o luăm și o punem, textul ăla de la abuzul în serviciu este o imbecilitate, cu sau fără aia 200.000 de lei, cu sau fără decizia CCR. Mă rog, am mai prescurtat și noi textul avocatului Radu Chiriță, pentru că era prea lung ca să-l citim în emisiune. Are două post-scriptumuri însă. Vă mai amintiți de M10, care lupta masiv cu corupția, condus de un fost procuror care aresta studenți în perioada Mineriadei, care sprijinea statul de drept, negociind politic funcțiile înalte din parchet, care se dădea mare că a înființat DNA-ul, când de fapt, surpriză, DNA-ul a fost înființat chiar de Adrian Năstase, un simbol al luptei anticorupție. Ce mai face M10 chiar? E bine, Chiriță. Și vede de drum. Noi cel puțin i-am rezis asta încă de la primele momente, încă de la perioada în care stătea în fașă. PS, al doilea. Textul meu nu are concluzie. Are doar niște constatări și un îndemn. Nu vă mai lăsați tâmpiți atât de ușor. Nici de Antena 3 și nici de Hot News. Mulți dintre cei care s-au separat în loc să se unească sunt la fel. Oameni cinstiți, educați, care vor să fie bine. Pentru asta trebuie să folosim propriu creier. Să folosim informația, nu senzația. Și să verificăm, dracu, acea informație. De la unii care se pricep la domeniul respectiv. Nu de la cei care se pricep la toate, pentru că atunci când nu știi nimic, poți să faci orice. Asta e bine spus, dar numai ultima parte a frazei. Aș permite aici să-l contrazic drastic. În primul rând că textul, nu știu dacă nu are chiar nicio concluzie, probabil are câteva, deci nu trebuia să facă pe modestul. În al doilea rând că n-ai cum să nu te lași tâmpit așa de ușor, întrucât nu le poți face pe toate. E greu să te uiți în toate părțile, de unde atâta timp? Și atunci oamenii aleg să duc într-o direcție și asta e. În primul rând, nici pe el nu-l citește oricine. Pentru că cei care nu vor să audă așa ceva, nu-l caută. E clar, da? Telespectatorii antenelor sau a RTV-ului sau ce mai zice el, cititorii lui Hot News, o să neapărat cei care caută astfel de lămuriri. Mulți dintre cei care s-au separat în loc să se unească sunt la fel, oameni cinstiți, educați, care vor să fie bine. Dar pot fi și invers. Pot fi niște șmecheri care, de asemenea, vor să fie bine. Asta nu înseamnă că sunt educați sau sunt cinstiți. Pentru asta trebuie să folosim propriul creier. E greu și aici. În ziua de astăzi să ai tu propriile idei, păi și de unde ți le formezi? Cine ești tu să ai niște idei? Îl contrazic și aici. Și chiar dacă ai face-o așa, credeți că e mai bine? Ai tu ideea ta, și? Dar de unde o ai? Credeți că astăzi toți suntem autodidacți? Nu ne uităm nici la televizor, nu mergem nici la școală, nu citim nici ziarele, păi și atunci de unde ne formăm ideile? Și dacă le formăm, să zicem, în contextul ăsta, au ele vreo valoare? Sau e mai bine așa? Suntem mai deștepți? Mutăm țara asta din loc dacă ne-am format părerile ne uitându-ne la toți ăștia? N-aș băga mâna în foc. Deci nu pot să fiu de acord nici cu asta. Așa zice el, să verificăm informația. Păi, iarăși e foarte complicat. Unde să o verifici? Ăsta e rolul presei peste tot. Ce zice el la sfârșit, de la unii care se pricep în domeniul respectiv, nu de la cei care se pricep la toate. Păi, când ești jurnalist, de exemplu, asta trebuie să faci. Sigur că nu te pricep la toate, dar asta faci. Da? Sigur că trebuie să discuți și de proteste, sigur că trebuie să discuți și pe teme administrative, sigur că trebuie să discuți pe teme politice, sigur că vorbești pe teme culturale, pe teme sportive, nu? Asta e meseria ta de jurnalism. Evident că nu te pricep la toate. Dar cine se pricepe? Klaus Iohannis?
Liviu Dragnea, cine se pricepe la toate? Nu există românul care zice asta, nu e o problemă că nu te pricepi la toate. Vin și tu și încerci să găsești niște argumente, să devii din ce în ce mai bun, da? Să înveți din greșeli, să te perfecționezi. Eu nu pot fi de acord cu așa ceva. Singura chestie corectă în ultimul PS este asta. Așa e, pentru că atunci când nu știi nimic, poți să faci orice. Da. Asta este valabil în special pentru clasa politică. Da. Jurnaliștii cât de cât și-au eșuat în meseria lor, am spus-o de atâtea ori. Presa din România este o rușine. Evident, și n-ai nicio legătură cu presa adevărată, ca să nu-l dezavantajăm pe Manolescu, pe Nicolae Manolescu, îl pun un pic alături, cred că nu o să deranjeze pe nimeni. Așa arată un ziar cu toate suplimentele lui de weekend din Japonia. Iată, l-am primit acum. Asta este. Asta este un singur ziar, ai peste 1000 de pagini, dacă punem toate suplimentele lui. Asta este o singură publicație. Vă rog să ne credeți. Da? Păi asta e. Nici ăștia nu se pricepe la toate. Atenție! Nici japonezii nu le știu pe toate. Dar acum ce înseamnă? Că nu trebuie să emită opinii? Emit opinii. Se înșală. De asta spun că e complicat în ziua de astăzi. Să-ți formezi o idee sau să selectezi ce pretind alții că ar trebui să selectezi. Că tu, de exemplu, ai selectat. Te uiți numai la RTV. Da? Sau numai la Realitatea TV. Ok. Da? Asta ai ales tu. Cine va veni ție să-ți spună, bă, ești un imbecil că ai făcut alegerea asta, trebuia să te uiți la Antena 3. Da? Vine unul și îți spune pe stradă, sau auzi tu certându-se, dar nu-i bagi în seamă. Sau îi bagi și te duci acolo și te uiți la aia. Înseamnă că ai nimerit-o? Principiul nu o nimerești pe nicăieri. Și atunci de unde ți-ai face tu o opinie dintre asta care să modifice până la urmă cursul existenței? Că dacă îți faci o opinie și o ții în sertar, iarăși nu mă interesează. Trebuie să vii și să o valorifici. Aia e problema dificilă. Nu să ai o opinie. Așa sunt mulți deștepți. Le scriu și nouă, le scriu și altora, dar n-ar putea să susțină asta în fața unei camere. S-ar pot moli, n-am și-ar găsi cuvintele. Da? Sunt oameni care de altfel scriu foarte bine, dar nu reușesc să o spună la televizor. Nu că ar fi o problemă, dar nu reușesc. Și atunci se pierde, că nu mai sunt citiți. Vând 2000 de exemplare, lumea nu-i mai citește. Sau au un site pe care nu intră nimeni, tot așa, pentru că știe că ce va citi acolo nu-i place. Nu-i place cum sună. Nu ne putem bate cu asta. Încercăm. Facem de atâta timp lucrul ăsta, dar nu avem cum să câștigăm războiul ăsta, pentru că cei care nu ne plac nici nu se uită. Și atunci, sigur că noi ne învârtim ca toți alții. Da? Nici Chiriță nu-i în altă situație. Sau Hot News. Sunt citiți de cei care înghit. Nu de cei care nu înghit. Cei care nu înghit sau nu ne înghit pe noi, vin să uită odată sau citesc o dată pe Hot News, nu schimbă părerea. Da? Sunt foarte selectivi, da? Foarte pretențioși atunci când dușmănesc pe cineva și imediat, cum ai spus ceva care nu convine, dar eu nu m-am fost niciodată împotriva acestor chestiuni. Eu nu mă bat cu postaci, cu... N-am orgoliu ăsta. Orgoliul lui Pleșu, orgoliul lui Tolontan, orgoliul lui Tudor Arghezi. Nu l-am pe ăsta. Da? Nu-i consider niște oameni elevați pe aia, dar nici nu mă bat cu ei. Adică n-am nicio problemă că mă înjură lumea. Ba chiar consider firesc. Nu este războiul meu. Eu fac datoria să spun adevărul și să nu mă influențeze nimeni. În rest, în afară de asta, astea sunt lucruri certe, da? Spun adevărul la televizor și nu mă influențează nimeni. Deci nu datorez nimănui nimic. Nu-mi face nimeni emisiunea. Da? Nimeni nu-mi dă telefon să-mi spună, bă, fă asta, spune asta. Atâta timp cât sunt corect și spun ceea ce cred, asigur că mă înșel. Dar am și eu, poate, pasiunile mele. Da? Mă duc într-o direcție, îl simpatizez pe unul, nici n-aș putea să fac altfel. N-am pretins niciodată că nu sunt parțial în anumite dezbateri. Dar e și normal să fie așa. A spus-o foarte clar, de exemplu, cu puterea. Da? Simpatizez cu dreapta politică din 1990. Da? Evident. Dar asta nu înseamnă că în direcția respectivă spun numai lucruri corecte sau numai prostii. Dar am această simpatie, să zicem, sau îl simpatizez pe unul în nu știu ce partid. Aia nu înseamnă că dacă spun ceva bine despre ăla sunt un imbecil sau m-a cumpărat unul. Nu e deloc așa. E normal să ai niște pasiuni, dar problema este să ți le asumi. Adică să spui, tată, bă, eu uite, cred în ăla. Da? Cred în ăla, dacă în asta nu credeți, nu vă mai uitați la mine. Asta înseamnă să-ți asumi. Nu să-mi asum o chestiune, dar să nu se întâmple nimic.
Și așa am făcut-o cu toate. Problema bisericii, problema liderilor politici, problema câinilor maidanezi și toate problemele societății pe care le-am abordat. Puține au fost de astea ca adevărul la mijloc, pentru că nu ne-ați auzit niciodată spunând asta. Am mers într-o direcție în care am crezut noi, fără să mă manipuleze cineva. Da? Ok, m-am înșelat. Ce înseamnă m-am înșelat? 75% din oameni au zis, bă, ăla e un prost. Aia nu înseamnă că m-am înșelat. Ălora nu le convenea, n-au decât. Eu așa am considerat. Să vină ei să facă o emisiune mai bună decât asta, că este foarte ușor. Da? Dacă nu aici, la altă televiziune, n-au decât să facă asta. Deci, asta spun, că toate discuțiile astea, și încheiem iarăși subiectul declanșat de Chiriță pe blogul lui, sunt întotdeauna subiective. Oamenii nu cred ce cred în ce spune el. Cred mai mult în ce spune el decât în ce spune Gâdea. Puțin probabil. Bun, e pe fundul acestor manifestații împotriva grațierii, amnistiei, a ciumei roșii și așa mai departe, joia trecută, acționarul Realitatea TV, Maricel Păcuraru, a ieșit din pușcărie. Nici noi n-am subliniat la timp acest lucru, s-a făcut cu discreție, adevărat. E cu sută coață albă să ieșirea asta din pârnaie. Întrucât Maricel Păcuraru e tinerel, n-are 60 de ani, adevărat că este bunic, fica sa Alexandra, că l-ar fi adus pe lume de dată recentă pe Justinian, este bunic. Joia trecută însă a ieșit din pușcărie, întrucât magistrații au considerat că a îndeplinit toate condițiile pentru a fi eliberat. Bizar, e adevărat că se întâmpla la Brăila, pentru că decizia ar fi putut fi contestată, dar procurorii n-au făcut recurs. Procurorii se știe, de fiecare dată fac recurs, fie și din inerție, fie ca să te enerveze. Fac așa ca să spună, uite bă, totuși au și procurorii. Da? Judecătoria Brăila a fost cea care a decis la data de 16 ianuarie, anul curent, sau admită cererea de liberare condiționată formulată de Maricel Păcuraru, patronul, mă rog, acționarul Realitatea TV. Da? Decizia n-a fost mediatizată, iarăși este bizar. Nu s-a comentat, omul a ieșit, deși era acuzat de lucruri grave, atenție. Atenție, condamnat pe 3 noiembrie 2014 de Curtea de Apel București la 4 ani de pușcărie. El a efectuat 815 zile dintr-o pedeapsă de 1460. A fost condamnat la închisoare pentru spălare de bani, complicitate, deci nu pentru că ar fi scuipat pe stradă, așa. A ieșit din pușcărie fără ca nimeni să comenteze, să poate bănui că procurorii l-ar fi ajutat în acest sens. Sigur, și Brăila asta sună prost, pentru că, într-adevăr, ne amintim și cazul lui Miron Mitrea, la Poarta Albă, da? Și omul ăsta avea buletin de Brăila, acolo se scapă mai ușor. Mitrea de Constanța, ăsta de Brăila, de, în fine, unde era el. Deci toate chestiunile astea, sigur că îți pot facilita la un moment dat, iată, o astfel de decizie absolut inexplicabilă. Punct de vedere legal, deci atât că pe cealaltă parte nu se întâmplă multe, e adevărat, nu sunt foarte multe cazuri cu grei dintre ăștia, relativ grei, totuși omul ăsta, la Realitatea TV, să nu uităm, noi trebuie să subliniem acest lucru pentru că suntem decenți, da? Nu facem nici jocurile dreptei și nici ale stângii, altfel nici n-am făcut asta, nicio campanie până acum, trebuie să subliniem un lucru. La Realitatea TV să merge numai într-o singură direcție și anume dreapta. Dreapta e mare și tare, nu sunt evident jurnaliști onești acolo, pentru că nu poți să mergi în sensul ăsta manipulând oamenii evident cu bună credință. Că asta este bună credință în manipulare. Da? Adică tu ești jurnalist de dreapta și mergi numai pe ideea respectivă știind că n-ai dreptate de fapt. Da? Urmărindu-ți doar propriul interes, propria pasiune, să zicem. Dar indiferent ce fac ăia, este de bine. Ei, nu, asta nu poți să faci. Aici e cel mai complicat element de luat în calcul apropo de manipularea de care vorbea și avocatul. Aici se face diferența. Exact la raportul ăsta. Dar foarte puțini oameni reușesc în medii din astea importante să delimiteze prostia de adevăr într-un anumit sens. Adică el, dacă e băsist, tot ce face Traian Băsescu e bine. Dacă e de partea lui Dragnea, să zicem, mă rog, a PSD-ului, tot ce fac ea este ok. Așa e și Hot News-ul, așa e și Antena, așa e și Realitatea, așa e și RTV-ul. Fix așa. Deci, nu există, chiar și Digi,
în cazul lui Coldea, a făcut exact așa. Da, cât a trebuit, n-au zis nimic, chitit, numai când au văzut că e groasă acolo și că pleacă ăla, atunci au anunțat că era omul lor. Nu. Deci corect este să fii băsist sau să fii pesedist, ai dreptul, da? Dar în momentul în care ăia o zbârcesc, le spune asta. Nu, e tot acuzat lumea, da, dar acum de ce dați în Traian Băsescu? Traian Băsescu a făcut numai porcării de când a ieșit de la Palatul Cotroceni. Da? Cât a fost acolo? Bun. Puțini pricep. Mulți se uită și puțin pricep. Cât a fost la Palatul Cotroceni? N-a făcut numai lucruri bune. Dar atenție, era mai bun decât adversarii săi politici. Asta vă spunea Mandea. Nu că Băsescu e un zeu, ci că era mai bun decât ce exista politic atunci. Aceasta este o realitate. Clar. Băsescu nu era bătut din punct de vedere al pregătirii politice, al discursului politic, al priceperii de niciun alt contracandidat. Lucru care se vede și astăzi. N-a venit niciunul mai deștept decât el. E, după ce a plecat de la Cotroceni, a făcut numai prostii. Începând cu aia care a încercat să ne manipuleze cu justiția și cu Elena Udrea, că el le-a creat, dar după care nu mai credea în ele și așa mai departe, ceea ce evident că nu era adevărat, nu crease nimic în primul rând și el nu credea în așa ceva, dar a fost obligat să le facă, exact cum și Iohannis nu crede în nimic, este obligat să poarte cheia aia a întreținerii României și a demnității mai departe, că pentru asta a fost pus acolo, el nu are nicio pasiune, el nu are nicio ambiție, nu se pricepe la nimic, dar asta nu înseamnă că nu poate să stea drept și să spună nu, 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 eu sunt garantul legii. El este garantul legii, că de-aia ești președintele României. Da? Dacă n-ar fi fost așa, nu era acolo. Victor Ponta, de exemplu, nu e sigur că ar fi fost garantul legii, de asta n-a ieșit președinte. Klaus Iohannis nu are nimic de făcut de la el. El trebuie să facă anumite chestiuni și pe alea le face. Că îi plac, că nu-i plac. Și Traian Băsescu, dacă mai țineți minte, pe final de mandat, a fost exact așa. A făcut ce trebuia să facă. Ei, iată, am văzut după ce a terminat mandatul că lui nu-i convenea ce a făcut. Alea cu DNA-ul, cu justiția, lui nu-i convenea, el de fapt nu era așa. Dar a trebuit să le facă. De asta este șeful statului într-o țară UE. Nu mai poți să faci ce vrei tu. Nu mai suntem pe vremea lui Jivkov, bă, sau lui Kadar. Vă dau meciul dacă vreau eu, dacă nu, nu vi-l dau. Asta nu se mai poate face așa. Și atunci tu trebuie să urmezi o politică de urmat. Nu este o politică proastă. Este o politică firească, nu mai suntem în evul mediu. Asta cu ordonanța de urgență pentru grațiere sună ca de evul mediu. Asta e o chestiune care nu e necesară. Noi avem deja cod penal. Da? Avem niște legi. Nu trebuie să le îmbunătățim pesedistic. Că așa sună. Oricum ar întoarce-o băieții de acolo, ăștia cu roșu pe ei, chestiunea nu se justifica. Noi avem așa ceva. Avem Constituție, le avem pe toate, nu poți să faci după bunul tău plac. Nici aia cu tăierea salariilor. N-a fost după bunul plac al lui Băsescu sau al lui Boc. Nu-i ducea pe ei capul la chestia asta. Atenție! Ei n-avea cum să-i ducă. Asta era o filozofie uriașă. Dar ce, pe grecii i-a dus capul? Pe portughezi i-a dus? Pe irlandezi i-a dus? Pe italieni i-a dus? Pe spanioli i-a dus? Toți ăștia au fost la un moment dat mai aproape de sapă de lemn decât de supraviețuirea financiară. Nu i-a dus capul. Da? N-au știut. N-au văzut venind pericolul. De altfel, criza financiară până la urmă a străpuns undeva la peste 90% din economiile planetei. Deci n-a văzut-o nimeni venind. Nu era o chestiune, mama a vrut să ne omoare ăla. A, bun, că pe cealaltă parte ei dădeau niște bani uluitori la retrocedări și la... Bun, asta era altceva, era pe altă parte. Pentru asta vor plăti. Dacă vor plăti. Dar acolo ce au făcut n-a fost ideea lor. Deci noi asta am susținut. N-am fost, a, păi l-a străda pe ăla. Din potrivă. L-am susținut când era de susținut pe anumite chestiuni, că nici astăzi n-avem oameni politici mai pregătiți decât atunci. Că ne-am fi cerut scuze. Am crezut în cariera politică a lui Traian Băsescu, dar de fapt uite ce oameni superiori erau în... Nu este niciunul peste el. Dar de când a terminat-o cu politica, a făcut numai prostii. Și atunci l-am taxat. Da? I-am taxat pe liberali în campania electorală. I-am făcut praf. Da? Nu înseamnă că îmi plăcea PSD-ul. Am dat seama că politica liberalilor, de altfel astăzi și la ei în ședință, da? Călcată în picioare. Evident, recunosc și ei acum, n-au recunoscut-o când trebuia. Recunosc că astăzi, bă, am fost umiliți.
și am făcut greșeli politice pentru care merita să fim umiliți. Da? Ia să vedem. În fine. Deci în condițiile astea, încercăm și noi să tăiem acolo unde, unde doare. Da? Nu mergând într-o singură direcție. De-aia spun că aici e complicat. Eu nu cunosc în mediile astea, chiar nu cunosc. De la televiziune pe care l-am citat sau la ziariști, decât de aia care se schimbă, își schimbă vesta după care îi dă mai mult. A, sunt din aia. Dar în rest, deontologic vorbind, posturile și ziarele se duc numai într-o direcție. De-aia e greu pentru om să aleagă. Și de-aia pleacă omul de lângă tine. El dacă a văzut că, gata, noi nu mai ținem cu Traian Băsescu, a zis, bă, niște trădători. Păi noi n-am ținut cu Traian Băsescu. Da? Noi am făcut atunci ce trebuia să facem, cum a făcut și Europa. L-a sprijinit pe șeful statului. Asta nu înseamnă că noi eram oamenii lui sau că ne plătea el. Și acum, gata, nu ne mai plătește, nu ne-a plătit nimeni, bă. Da? Dar așa mi s-a părut că era corect. Nu tot ce spun unii trebuie luat de bine. Și pe Klaus Iohannis l-am susținut în momentul când a câștigat alegerile. Categoric, a fost de partea lui, nu a lui Victor Ponta. Și l-am susținut în primele două sau trei zile. Până când am văzut că, de fapt, sau ne-am mijit nouă chestiune, că, de fapt, omul nu-i ceea ce vrea să pară. Și că nu o să mergem prea departe cu el. Din fericire, încă o dată, el este pus acolo ca și cum am avea un funcționar norvegian la frontieră. Ăsta este Klaus Iohannis. A venit un nene străin care nu vorbește limba, că nici Iohannis nu știe românește. Da? Deci a venit unul străin, este pus paznic, că așa trebuie să meargă lucrurile, asta e directiva. Asta face el. Sigur că unii se pot îndrăgosti și de așa ceva. Da? De unul care respectă niște reguli internaționale, în primul rând de bun simț, că la el nu te duci cu grațiere, nu te duci cu schimbare, are slăbiciunile lui, sigur, între paranteze, toate prostiile liberale le vede bine. Asta e o gafă. Poate că la un moment dat o să se corecteze acolo. El, de exemplu, este tot așa. A rămas ca și în campania electorală servantul unui partid sau crede că le datorează ăla. Și Băsescu a fost o vreme așa până când s-a lepădat complet de ăia, ceea ce zic eu că iarăși a fost o greșeală. Deci făcea exact același lucru. Bun. Mergem mai departe, că aici e o discuție lungă și o tot reluăm asta și cu alte ocazii. Citesc că, apropo de PSD, cultele religioase din România recunoscute de lege, e alt subiect, vor primi mai mulți bani de la guvern în acest an față de ce au beneficiat anul trecut. Aflăm așadar că bugetul de stat pe 2017 acordă suma totală de 23,5 milioane de lei pentru finanțarea unităților de cult și pentru salarizarea personalului clerical. Anul acesta suma a fost majorată cu 50%, deci de la 20 la 30 de milioane de lei, iar contribuția statului la salariile preoților a crescut, nu cu foarte mult, cu 3,76%, adică cu 13,5 milioane de lei, de la 359 la 372 de milioane de lei. Alocarea ar putea crește însă pe parcursul anului, rectificările bugetare din vară și toamnă. Asta știm, am explicat-o, a recunoscut-o și PSD-ul, le e frică de cele sfinte. Asta înseamnă să n-ai niciun drum, să n-ai nicio lege, să n-ai niciun sfânt. Da? Atât timp cât tu, chestiile astea vin așa din, hai că le mai dăm niște bani, hai că vedem noi de unde îi recuperăm. Asta e o politică de tip Ponta și Ioana Petrescu. Dar chiar dacă astăzi cei doi nu se mai ocupă direct de astfel de probleme de buget, dar este exact în stilul ăla. Astea trebuie stabilite și ele. La noi nu. La noi biserica are în continuare un statut de asociat, așa. Ea, cum să zic, se înfruptă din recolta sau din bunurile acestei țări, dar nu participă la nimic. Da? Ea nu participă la realizarea bunăstării în țara respectivă. Ceea ce este evident, o anomalie, nu poate să existe așa ceva. Nu poți să faci într-o economie, poți într-o dictatură, poți într-un stat fundamentalist, dar nu poți, atenție, avertizez foarte clar, șmecherii ăștia de la buget, pe tântălăi ăștia, de fapt, care se ocupă de finanțe, că așa ceva nu există. Da? Eu nu zic că nu trebuie să dai bani, poți să dai cât vrei, dar ei trebuie să aibă o logică. Asta nu e logică. Am crescut cu 50%, dar de ce? Pentru ce? De unde iei banul ăsta?
Noi nu mai suntem la epoca lui Neanicu care spunea, păi o să dau mai puțin lapte, mai puțină brânză și cât avea un ou jumate pe lună, le dau un ou. E, ați văzut? Păi din astea, într-adevăr, scotea banii. Dar noi de unde îi scoatem? Ca să nu mai poți să vii tu și să spui, păi nu-i mai dau lui ăla ou, nu-i mai dau brânza, nu-i mai dau salamul, că nu mai poți să faci asta. Ce faci? Mărești impozitele? Îmi pui mai multe impozite, de aceea ai o soluție? Împotriva, ar trebui să fie tot mai puține. Nu spre asta ne îndreptăm. Nu asta e miza până la urmă să trăim mai bine. Deci nu se justifică chestiunea asta. Nu văd eu cum România ar avea dintr-o dată potențialul ăsta numai pentru că sunt alții la guvernare. Da? Nu se poate. Am mărit cu 50% încă o dată într-un domeniu, ca să mă exprim la Liviu Dragnea, într-un domeniu nefiscal. Biserica este un domeniu nefiscal. Ea nu produce nimic. Ea este un hobby. Da, este un divertisment. Asta este. Pentru un divertisment nu poți să aloc, a aloca vreodată cineva 30 de, în loc de 20 de milioane, 30 de milioane pentru un domeniu, să zicem pentru poezie, da? Să zicem pentru seriale TV, să zicem pentru televiziuni, să zicem pentru posturi de radio, niciodată. De ce să aloci bisericii? Deci, încă o dată, nu e că sunt împotriva, nu e logic. Într-o lume în care... Asta e lumea capitalistă, îmi pare rău. Eu știu ce înseamnă. O lume care se bazează pe performanță, pe rezultat, exact asta înseamnă capitalismul. Consum cât ai produs. Da? Ești sub ce ai produs, ești în deficit. Sigur că poți să faci importuri. Asta nu te salvează. Pe termen lung te duci la faliment. Deci tu trebuie, pe scurt, din banii pe care îi ai, cu aia să te întreții. Dacă ai mai mulți bani, poți să cheltui mai mult. Dar în momentul când ești sub ei, nu te mai salvează nimeni. Socialismul era epoca în care, dacă erai pe datorii, nu era nicio problemă. Pentru că se inventase dictatura. În capitalism nu există așa ceva. Ai rămas în stradă, te calcă pe mașina în fața ta. Da? Trece peste tine. Nu există milă. Societatea, economia de piață nu are milă. Ea este pentru cei performanți. Asta înseamnă. Da? Nu trebuie să o răstălmăcim noi. Dacă ai performanță, o duci mai bine. Dacă nu, la revedere. Bun. Acum, spuneam că au fost discuții la Partidul Național Liberal, cam târzii, după părerea mea, în care colac peste pupăză, firar să fie, să o spunem totuși pe un ton moderat, că am văzut că pe unii care n-au argumente îi deranjează tonul. Pe Grindeanu, de exemplu, ar deranja să zbieri. Deci, din punctul lui de vedere, dacă zbieri, s-a dus mesajul. Nu e așa. A, importantul e mesajul, nu tonul. Tonul este, v-am spus, ca și aia cu cătușele, domnul Grindeanu. E neplăcut. Poate că nici nu e estetic. Poate că nu e moral. Dar pe mine nu mă interesează asta. Mă interesează motivul, cauza. Da? Ai furat? E mai rău să furi decât să te arate cu cătușele la mână. Îmi pare rău. De asta nu aveți niciun pic de idee despre cum funcționează lucrurile. Da? Asta e manipulare. Aia e pe planul 2. Da? Mai important este să fii deșteaptă decât să arăți bine în oglindă. Iertați. Da? Deci nu contează că și-a bătut la joc de tine. Tu ți-ai bătut joc întâi că ai furat. Da? Deci să punem lucrurile în ordinea firească. Deci nu contează cum o spui. Sigur că ideal ar fi să ai și argumente și să vorbești pe un ton moderat, ca să nu deranjezi. Asta ar fi ideal. Da, într-o lume ideală n-am trăit niciodată. Da? Important este să ai argumente și după aia vezi tu cum le spui. Cel mai nasol este, într-adevăr, să n-ai argumente și să zbieri. Da? Asta cred că totuși fac mai degrabă oamenii politici. Ei, nu zbiară ei chiar așa cum ne-am imaginat noi, dar totuși o fac. Bun, deci să ne întoarcem. La Partidul Național Liberal au avut și ei o ședință de asta de bilanț, de sumar, și l-au găsit vinovat pe Vasile Blagă. Pentru absolut tot. Și toate relele sunt trecute în dreptul lui Blagă, ceea ce nu e neapărat o mare gafă, nu e o dramă. Dar foarte interesant. Deci, dintr-o dată, el era erou în campanie electorală până să-l prindă cu mașina aia călătoare, care ducea niște bani dintr-un loc într-altul, era erou. Că n-a zis doamna Gorghiu niciodată, în plină ședință, da, nenea ăsta de lângă mine e un șmecher, un hoț, un bandit. Nu. Totul a fost bine până l-au prins. L-au prins, el n-a mai putut să apară în față. Unii spun că tot el
trăgeați furile, dar din fericire doar de dedesubt, așa, acum el este vinovatul principal. Îi se impută orice lui Blaga și îi se impută chiar și viitorul Partidului Național Liberal. De ce? Pentru că Vasile Blaga are o singură idee. Dar nici nu putea să aibă mai multe, având în vedere parcursul profesional al vieții sale, Traian Băsescu. Și anume el, dacă ar fi după el, da? De dacă mâine l-ați vedea și pe Vasile Blaga roșu ca un rac la televizor vorbind în numele PNL-ului și numele brătienilor, el ar spune că îl vrea șeful Partidului Național Liberal pe Traian Băsescu. De ce e prost? Pentru că Traian Băsescu nu are voie să devină liberal dintr-o dată atât timp cât are în grijă. Da? Are copii de crescut la PMP, deci nu poate să plece dintr-o familie într-alta. E absurd. Doi, s-a contract cu PNL-ul la modul josnic toată campania electorală. Nu poți să ai un cuvânt într-o campanie și un cuvânt post-campanie, deci n-are cum. Și în al treilea rând, a ales o altă cale. Deci pe el nu l-a interesat calea liberalismului, că putea să o ia. Deci era vreo problemă, credeți? Dacă atunci când era în partidul Petre Roman, Traian Băsescu devenea liberal, păi până astăzi oricum s-ar fi uitat. Cine mai știa chestia asta? Și dacă știai ce? Păi avea deja 20 de ani de liberalism. Deci el n-a mers pe calea asta. Preferat un alt drum. Deci cum Dumnezeu să-l aduci pe Vasile, pe Traian Băsescu? Da? Ce prostie! Că ar fi el mai bun, mai... Ok, da, nu contează, nu se pretă. Da? Nu se pretează, pardon, la acest calcul. Mai bun. Să găsească liberalii, un liberal, dacă se pretind că reprezintă valorile de dreapta, ceea ce înseamnă cel puțin 50% din potențialul alegătorilor din România, cel puțin 50%, că aia care nu merg la vot ar vota mai degrabă cu dreapta decât cu stânga, să găsească pe unul. Nu e necesar să-l aducă pe Traian Băsescu. E o tâmpenie. Evident. Traian Băsescu însuși ar trebui să vină odată pentru totdeauna și o spune răspicat. Lăsați-mă cu balivernele astea, cu PNL-ul. Pe mine nu mă interesează Partidul Național Liberal. Ce, pe Messi poți să-l duci de la Barcelona la Real Madrid? Nu se poate. Da, astea sunt regulile. N-ai cum să te duci. Cum zicea Drucker pe vremuri. Nu pot să mă duc de la France 2 la TF1. Da? Sau William Lemergie, de a avea matinalul ăla de la France 2, face matinalul ăla de 50 ceva de ani. Da? Are un rating de, mă rog, share-ul e undeva pe la 40% pe matinalul lui. Și l-a întrebat unul dată într-un interviu. Nu v-ați gândit să vă duceți la TF1? Adică la adversarul lui? Și a zis, n-am cum. Eu am fost toată viața la asta, nu se pune problema. Dar v-au sunat ăia? Nu m-au sunat niciodată. Cum să mă sune? Da? Andreea Esca, prezentatoare la Observator. Nu e firesc. Da? Deci lucrurile astea nu se pot face. Cum să-l aduci pe Traian Băsescu la PNL? Traian Băsescu și-a făcut partid. Da? Gata. Are, dacă nu-i mai convine de PMP, să-și facă alt partid. Că asta poate. Gândească la un moment dat, bă, asta e, am luat-o, n-aveam oamenii pregătiți. Uite, m-a îngropat și Turcescu ăsta. Bun, asta băgăm de la noi. Aia, m-am fac un alt partid, poate găsesc acolo niște oameni, să o încep de la zero. Cum să te duci în PNL? Dar bine, s-au tot certat, ci că nu vor avea loc alegeri prea curând, dar vor avea loc înainte de luna iunie. E totuși cale lungă până acolo. Mai e mult. Doamna Turcan, să înțeleg că rămâne deocamdată pe poziții, deși e ca și cum n-ar fi. Adică Raluca Turcan în funcția de ce? De președinte interimar, dar nu chiar așa de interimar. Da, e zero, tată. Deci ea nu reprezintă nimic. Să nu cumva să creadă ședințomanii ăștia de la PNL că au rezolvat toate problemele înfierându-l pe Vasile Blaga. Nota bene, încă nu i-au pus ștreangul de gât. Da? Că dacă îi pun ștreangul de gât, hai să zicem că măcar au rezolvat o problemă. Nu, n-au făcut-o. Igurat, sigur vorbind, așa. Raluca Turcan, șefă la PNL, este la fel de rău ca și Alina Gorghiu, șefă la PNL. Adică e același drac. Da? Nu înseamnă că dintr-o dată cei care n-au votat cu PNL-ul au trecut la sentimente mai bune. Nu, este aceeași greșeală. Deocamdată n-au corectat nimic. Eu nu mă aștept acum să găsească un mare om politic, Partidul Național Liberal. Dar mă aștept să curețe tot ce a fost prost și toți ăștia care au fost vehiculați în ultima vreme, toți Orbanii ăștia, toți Blăguții, da, toate femeile astea care au fost în prim plan, rase toate și rași toți și să vină cu oameni noi. Da? Cu oameni noi, tată.
găsiți de pe nu știu unde, asta sunt, da? Toți să laudă numai cu asta, cu întinerirea, cu noirea. Și vreau oameni noi, nu neapărat mai capabili decât că tot discursul ăla l-au. Dar să se schimbe, asta să știe PNL-ul. Este singura șansă pe care o mai are. Nimeni nu va crede în acest partid, niciodată, de aici înainte, dacă ei vor veni cu pretendenți de genul Cătălin Predoiu, Ludovic Orban. Da? Chiar și Bușoi. Nu e așa de prostănacă ăștia. Părerea noastră, dar n-are, e șters, n-are carismă. Nu va întoarce el, că lumea nu-l cunoaște. Nu se creadă în el. Poate că e mai bine pregătit că ăștia, dar a făcut parte tot din generația lor. Deci atâta timp cât tu vei veni cu nume de genul ăsta, tot cu PSD-ul se va vota. Stați liniștiți. Bun, am în prezentarea presei de mâine, aș începe totuși să vă prezint metroul de la Tokyo. Poate e util, poate nu. Așa arată, sunt 450.000 de stații. Acesta este metroul din capitala Japoniei. Poate să uită și doamna Firea un pic, poate face o poză la ecran și după aia o mărește. Am așa arată metroul din capitala Japoniei. Știu ce să vă spune, japonezii sunt înaintea noastră. Dar cum au ajuns înainte? Da? Nu e o fatalitate asta. N-au ajuns din cer. Nu dând mai mulți bani la biserică a ajuns Japonia așa. Nu. Absolut deloc. Cu muncă, cu creier. Da? Asta ce ne lipsește nouă. În evenimentul zilei mâine 30 ianuarie, istoria secretă a protocoalelor SRI-DNA, cu Oldea n-a avut școală și s-a ferit de muncă, a ajuns repede într-o poziție mare și l-a corupt puterea, zice Daniel Florea. Bă, e complicat. Bine, mergem mai departe. Ia să vedem, avem libertatea de peste weekend. Doar în România mi s-a oferit mâncare. Iată, interesant, un danez, recordman, pune țara noastră pe harta omeniei. Aflați mai multe, sigur, citind respectivul articol. În cotidianul Nea Cornel l-am adus acasă pe Papa Ioan Paul al II-lea, pe prima pagină. Trebuie să fie un interviu. Doctrina Trump pentru Europa... Țara cere fără grațiere, guvernul tace. Tace și guvernul și președintele. Mă, interesant. Prea mult, domnule Liceanu, că-i bun asta. Asta să-l citesc acasă și o să-i povestesc mâine. După ce l-a făcut praf pe Cărtărescu, l-am apucat să-l citesc, îl face praf și pe Liceanu. Cornel Nistorescu, ceea ce nu e lipsit de interes, evident. Hai să vedem mai departe. Adevărul. Uite, românii nu se lasă și n-au stat acasă. Un titlu simplu ca să-l înțeleagă toată lumea. O, vine Eurovizionul, atenție, culisele selecției. Și Ana Maria Pătru și-a pus inițialele pe mașina primită șpagă. Toate fetele pe care le cheamă Ana Maria își pun inițialele. Asta nu-i nimic ieșit din comun. Pe mâine, fraților!